aeronavă militară la bordul căreia se aflau cel puțin 10 persoane, printre care și 5 oficiali europeni, s-a prăbușit în Malta luni dimineață, în jurul orei 7:30 ora locală. La momentul tragediei nu se cunoștea cine sunt cei 5 oficiali și nici care sunt țările de origine ale acestora. Însă, purtătorul de cuvânt al Frontex a precizat că aceștia nu sunt angajați ai Agenției Europene de Control al Frontierelor, cum se afirmase anterior. Aeroportul internațional din Malta a fost închis. Operațiunea evacuare a început în jungla de la Calais, acestea fiind ultimele zile petrecute în tabăra pentru migranți. Autoritățile franceze au început evacuarea taberei, dar au întâmpinat probleme pentru că unii dintre migranți refuză să plece. Rebelii din tabără încă speră să ajungă în Marea Britanie și de aceea încearcă orice pentru a evita distribuirea pe care francezii vor să o facă în mai multe centre din țară. Conform presei, jungla de la Calais este evacuată de peste 1200 de polițiști și jandarmi care îmbarcă migranții în autobuze. Un raid de diversiune a avut loc la Kirkuk. Incendierea unei fabrici chimice și lovituri în spatele liniilor aliate au stopat încă o dată asediul asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Irak. Atacul fulger declanșat de ISIS în regiune, când toată atenția era ațintită asupra operațiunilor de la Mosul, a luat prin surprindere coaliția sprijinită de Statele Unite. Deși Bagdadul s-a grăbit să anunțe victoria de la Kirkuk, lupte grele au continuat și sâmbătă. Mai mult, ISIS a dat foc unei fabrici de sulf în apropiere de Mosul, ceea ce a făcut ca întregul câmp de luptă să se umple de fum toxic. Statele Unite au distribuit aliaților 24.000 de măști de gaze.